Florile de la ziua mea au început să se ofilească. Uretra de aici e deja uscat. Să încerc să le ud. Oare fi bine? Stropesc peste tot în jur. Florile de la tati și de la fete sunt cele mai importante. Și buretele lor e uscat. Cerele mele, ce frumos miros! Am stropit pe jos. Poftim? E soare afară, nori pe cer. Ce vrei să zici? Parchet sau pământ? Parchet, ok. Apă? M-ai stropit! Am stropit parchetul cu apă. Și tu ai venit să ștergi. Mulțumesc, Mara! Totuși nu trebuia să mă stropești. Șterge-mă și pe mine! Nu cu ăla! Ha, ha, ha! Ce amuzantă ești! Dar bine măcar că mă ajuți! Poftim? Nu înțeleg nimic! Of, repausul ăsta vocal! Foarte bună cartea asta, o recomand! E prea cald? Dă drumul la geam! Bună, fetelor! Ce, nu poți deschizi geamul că se face curent? Atunci dezbracă-te! Haide, Mara, și tu să ne jucăm! Nici azi n-ai voie să vorbești! Vrei să ne ducăm în pat? Of, m-am săturat să nu pot vorbi! Nu mă înțelege nimeni! Pe camera noastră! Salut și ție, Mara! Ce faci, Mara? Dansezi? Ai chef de glume? Nu? Ce nu? Nu știi dansul? Sau ce s-a întâmplat? Ce-ai pățit, Mara? Vorbește!
Am uitat, nu poți vorbi. Ce nu spui așa? Și totuși, ce vrei să zici? Fii mai explicită, te rog frumos. N-avem timp de asta. Tabloul? Ce-a pățit tabloul? Mama! Mama dansează? Mama zici că e bucuroasă? Tu ești bucuroasă că eu am ghicit. Bravo! Și totuși ce-i cu mama? Aha, mama nu înțelege ce spun eu. Mama nu înțelege ce spun eu? E bine? Ce spui tu? Acum am înțeles. Păi clar că nu înțelegeți ce spui tu, că abia înțeleg eu ce spui tu. Ți-am spus, fii mai explicită. Mara, eu propun să găsim o soluție să te înțelegem mai bine. E absolut necesar ca tu să fii înțeleasă de toată lumea. La școală cum te descurci? Tot așa greu? Te-a ascultat la istorie? Ai scăpat, dar la biologie. Tot așa a fost? Ai avut de învățat despre ATP și nu te-a ascultat? Ești o norocoasă! Îi mulțumești lui Dumnezeu și doamnei doctor că te-am băgat în repaus vocal. E bine? Da, știu. Urâtă procedura cu acea cameră și mai ai de făcut odată, după jumătatea lunii acesteia. Așa că... îți urez succes! Da, nu scap! Oricât te-ai ruga, nu scap! Ce să-i faci? Noi vrem să te faci bine, Mara! Poate și abonații noștri vor să te faci bine! Scrieți-ne în comentarii! Vreți ca Mara să se facă bine? Să-i auzim vocea! Ce spui? Spui să nu îți mai bage camera pe nas? Să primești like? Da, Mara, înțeleg din ce în ce mai bine, te descurci de minune. Asta îmi dă mie de înțeles că ți-ar prinde bine un joc de mimă împreună cu toți membrii familiei. Ce părere ai? Păi hai să-i chemăm pe toți! Strigă-i tu! Da, am înțeles. Mama, Teo, Bri! Ne chemat, tati? Hai, intrați, veniți! Am ceva interesant pentru voi. Să vă spună Mara. Da, am uitat. Vă spun eu, jucăm mima. Bună idee! Fiecare dintre noi va spune mare ce să mimeze, iar noi ceilalți vom ghici. Ea doar poate să mimeze. Astfel îi vom înțelege mai bine limbajul gestual. Da, vrem! Da, eu mă așez comod. Hai! Mara e pregătită din câte am înțeles eu. Normal că înțeleg. Acum înțeleg, dar am înțeles întotdeauna. Nu știu ce vrei să zici. Eu n-am înțeles ce ai zis tu? Da, a spus nu niciodată dacă n-ai înțeles. Am înțeles, tati, normal că am înțeles. Nu înțeleg eu ce vrea să zică. Eu mereu am ascultat-o. Poate n-am băgat-o în seamă de multe ori, că am și eu treburile mele. Și ea dansa prin casă. Asta am zis și eu. Eu am crezut că e cald. Eu am crezut că vrea să te joace. Păi, să dăm drumul jocului. Eu abia aștept. Eu sunt prima. Eu. Ba nu eu. Eu.
De la cel mai mic până la cel mai mare. Teo, nu trebuie să fii supărată că a ales-o pe Bri. Ea e mai mică, după Bri urmezi tu. Bri, tu trebuie să-i zici un cuvânt la ureche marei. Noi să nu auzim, ea să mimeze și noi să ghicim. Bine. În afara de tine să ghicești. Da, tu nu mai ghicești. Tu, practic, Briana, trebuie să știi cuvântul. Mara, hai, hai, hai. Așa, așa, Bri, zi mai tare să auzim și noi. Da, 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 eu cred că am auzit ceva. Și becul. Ce vreau să zic? Lumina? Nu-mi spus odată. Nu, a zis veioză și bec. Da, se pare, Teo, că ai ghicit. E rândul tău acum. Uh-huh. Te rog. Ce-o fi zis acolo? Nu am auzit nimic. Sper ca Mara să mimeze bine și să ghicesc eu prima. Ba nu, eu! Ba nu, eu! Teo nu are voie. Stai jos! Balerina! Balerina! Cât de repede a ghicit Bri! Rândul meu când o să fie? Bri, iarăși trebuie să-i zici tu un cuvânt mare! Hai, Bri, spune-i mai repede! Mara, să te vedem! Un pătrat! Nu, nu, un dreptunghi! Un avion! Un avion mare! Un elicopter! Ori avion, ori elicopter. Eu am spus avion. Eu am spus elicopter. Ce e Mara? Eu, eu, eu! Știu eu! Știu eu! Tablou! Ai găsit! Eu îi zic Marei! Mimează cuvântul. Briana, vino cu noi, vino cu noi. De data asta vă filmez eu. Hai să vedem. Happy abonat! Nu? Happy birthday! Abonați YouTube! Dansatoare! Dansezi! Nu? Mai mimează odată! Eu n-am înțeles. Nici. Tu, Bri? Artist de operă. Știu eu, umbli în baloane de ziua lui mami. Dansezi umbli un balon. Îi dai flori de ziua lui mami. Sufli tort. Petrecere de zi de naștere. Invitații de la petrecerea de zi de naștere. La mulți ani. Onomastică. Petrecere. Party. Aniversare. Nu cred așa ceva. Teo a fost cel mai aproape. Eu? Tatea ghici cuvântul, rândul tău. Rândul meu, hai. Când la chitară. Soldat, arc. Când la chitară. Când la vioară. Iute. Mănâncea de iute. Departe. La mare, depărtare. Eu sunt la armată și se stea cu mână. Statuia Libertății? E departe. E departe, să vedem ce e. Hai, Teo. Departe. E puternic. Mare. Teo a zis că departe e mare. Departe și mare. Da, da, e departe și mare. Oameni? Pe
dea spunem alb. Oameni albi. Puternici albi. Statui. Încerc. Zi. Oameni. Dumnezeu. Dumnezeu? Nu Dumnezeu. E mare. Și alb. E alb. Președinte? Casa albă. Mare. Casa e mare și alb. Președintele Americii? Al doilea. Doi președinți. Încoronarea regelui. Dar ăla e în Anglia. Teo. Teodor I. Departe, departe, departe. Oameni mici, siluete. Fantome. Circ. Soldați. Soldați. Marinari. La armată. Capitan. American. Yeah! American. Americane, american. American, am spus. Hai, deci a ghisit eu, da greu. Nu înțeleg, încă sunt netumerită. Departe, soldați. Ce? Toți americanii soldați? Mai bine mi-arătai McDonald's, că mă prindeam mai tare. Cuvântul cheie. Este o pasăre. Un pește. Păsărică, albinuță, fluturaș. E pasăre? Pasăre? Aproape, păsărică, care doarme, colibri. O barză? Tril de păsărele. Nu seamănă deloc cu ce-am zis eu. Harry Potter? Ce? Harry Potter. Poțoai ca aurie. Harry Potter. Harry Potter zboară. Bufnița din Harry Potter. Oh my god. Cuvântul cheie era bufniță. Briana a fost cel mai aproape pentru că a zis Harry Potter. Și m-a ajutat pe mine să spun răspunsul corect. Deci o voi lăsa pe Bri să-i spună mare un cuvânt, deși ea că am fost de două ori, dar hai, treacă de la mine. Cuvântul cheie. Cuvântul la telefon. Vorbește la telefon. Rapid. Altă mimă. Un pătrat în burtă, lacăt. Săritura în lungime de pe loc. Cangur. Da. Cangur ce are un hamac aici. Marsupiu, nu hamac. Ok, vino cu aceea să zic un alt cuvânt. Bravo, mami. Mănânci? Ești la dietă, salată? Mâncare fast food? Burger. Sushi, ramen. Mâncare japonez. Chinezească. Fiu, tort. Faci tortă și-l mănânci. Mare. Așa. Rotund. Rotund. E mâncare și se bea. Bei. Bei, bei, bei. Apă un aparat. Mănânci. Bei. Shaorma. Rotund. Farfurie spată. Una. O farfurie. O farfurie. O farfurie. O farfurie. Spată. Farfurie. Oh my god. Incredibil de greu. Da, farfurie atât de greu. Acum e eu. Să te vedem! Șarpe! Nu cred! Prima! Te mai ghicit? Ești următoarea care îi spune cuvântul. Draperii! Draperii? Perdea? Briana a zis prima, haide să o lăsăm pe ea să-i zică un cuvânt mare. Așa a fost cu ea. Monstru! Din prima! Ah!
zic eu acum, pe asta nu o să o ghiciți. Și e simplă. Hai să te vedem. Nu știu, treaba ta. Așteptăm să vedem cum ne explică Mara. Fără să arunci obiecte prin casă. Stați. Miroși flori. Plantez un copac. Hai să vedem în cameră. Ești grădina. Deschizi tu la cum să fie soarele. Nu. Alegi? De mult, de mult. Plantezi? Mănânci? Ciorba. Ciorniță. Scoici? Lipie. Pătrat? Triunghi. Plantezi? Lăsat? Miroș? Mioșo? Un animal? Floare. O floare. Miroșo? Mi-a fost o floare veche. Ciuperci? Faci floare din Lego. Ce floare din Lego a făcut ea? Ce floare din Lego a făcut ea? Doare că le-a primit de la Moș Crăciun. Și cum se numesc alea? Eu mi-am dat seama. Cu O. Or? Orhidee. Orhidee. Bravo. Greu. Foarte greu. Dar a reușit. Și Mara s-a descurcat astăzi, noi am învățat mai bine limbajul ei. Urați-i succes în următorul control la medic, vom merge de data asta la Iași și chiar dacă nu-și dorește, va avea parte de aceleași investigații cu acea cameră care intră pe nas, coboară în gât și vede laringele și corzile vocale, așa că voi susțineți-o cu un mare like și urați-i să fie curajoasă, să nu se teamă, pentru că e spre binele ei. Iar până data viitoare, nu uitați să aveți vloguri, schedule, challenge-uri, play. În continuare. Pe ecran. Pa, pa, pa! Pa!